Sfinții mucenici Avdas, episcopul și Veniamin, diaconul și cei împreună cu dânsii 31 martie, în vremea împărăției lui Teodosie cel Mic. Izdighierd, împăratul perșilor, a pornit prigoană împotriva bisericii, luând pricină din următoarea împrejurare. Un episcop oarecare, Avdas, împodobit cu multă virtuți, împins de zel dumnezeiesc, a distrus templul în care perșii se închinau focului, numit Pirion. Aflând împăratul acest lucru de la magi, a trimis de la adus înainte lui pe Avdas, pe care l-a întrebat mai întâi cu blândețe pentru ce a făcut acest lucru și i-a poruncit să zidească din nou acel templu. Dar împotrivindu-se Avdas și spunând că nu poate nici de cum să facă așa ceva, atunci Izdighierd a amenințat că va distruge toate bisericile și a pus început amenințărilor lui, poruncind mai întâi să fie aruncat în temniță dumnezeiescul Avdas, și au fost aruncați împreună cu Avdas și Veniamin diaconul, 9 mucenici și împreună cu ei alții mulți sfinți, unde au fost mâncați de vii de șoareci și de pisicile închise la oaltă cu ei. După 30 de ani, furtuna prigoanei, dezlănțuită de magii tocmai ca de niște vânturi puternice, a adus asupra credincioșilor iarăși încercările chinurilor, căci mistuind pe mulți cu tot felul de pătimiri, îi dădeau apoi morții, iar pe alții, supunându-i la surghiuniri îndelungate și la tot felul de chinuri, îi slobozeau din viață prin moarte de tot felul. Dar nu trebuie să ne mirăm, fiindcă acestea s-au întâmplat prin îngăduința lui Dumnezeu, căci asemenea chinuri de multe feluri, precum a spus Domnul nostru Iisus Hristos, trebuiau să se întâmple. Pentru aceasta și sfinții aceștia, prin răbdare și mucenicie, au primit cununile biruinței cu ale lor sfinte rugăciuni. Doamne, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi toți. Amin. Sfârșit.